Și bună seara minunaților, bine ne vedem și auzim, nu? După cum probabil știți că nu văd vreo figură neapărat nouă pe aici, ci că trebuie să fac această remarcă, având în vedere politicile social media, și anume că acest live, introducerea acestui live, introducerea acestei sesiuni de Zoom, va fi înregistrată și postată pe YouTube. Și nimeni nu va apărea cu nume sau imagine dacă își ține microfonul pe mut. Deci doar introducerea. Atâta timp cât trâncăne individul din imagine. Și în seara asta am să încep cu un citat magnific, excepțional, citându-l pe Nisargadatta Maharaj. Cei care nu știu despre această poveste, povestea sau numită Nisargadatta Maharaj, sunt liber să facă un search pe Google și garantez că vor fi uimiți. Deci, acest tip, cu mulți, 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 mulți ani în urmă, a spus așa. Destinul tău nu este să mori. Destinul tău nu este moartea, ci dispariția lui Eu Sunt. Referindu-se aici, bineînțeles, la rădăcina tuturor gândurilor, la sursa vacarmului mental, la sursa tuturor suferințelor psihologice, să zicem. Acest gând primar, Eu Sunt. Fiind doar un gând, el indică clar către faptul că eliberarea, pacea, liniștea și tot ceea ce de fapt caută omul și a căutat permanent, nu poate fi atins, nu se poate arăta sau manifesta atâta timp cât există acolo credința mentală sub forma acestui gând, și anume, Eu Sunt. Și de fapt, fiind un gând, o iluzie, deci, sau să spunem așa, gândul este o formă goală de conținut, deci nu există cu adevărat deja. Și până la urmă, se indică către o realizare a faptului că este deja bine așa cum este, ceea ce este. Și că un gând nu are cum să influențeze ceea ce viu se întâmplă. Și asta vede fiecare pe pielea lui. Deși, în multe cazuri, pare extrem de reală această experiență a lui eu, a faptului că eu sunt aici, sau eu sunt Cristian sau Ioana, și acolo e restul lumii. Această energie a divizării nu va conduce niciodată la împlinire. Pentru că eu-ul separă, gândul separă. Totul începe cu acest eu sunt, acest gând care este hrănit
de o energie contractată la nivel de corp, care vine la pachet cu tensiune, cu contradicția, cu frustrările, cu neliniștea și neîmplinirea. Spuneam că Nisargadatta, ca de altfel toți ceilalți, bă, toți ceilalți, indică către faptul că asta, ceea ce este, este deja perfect, așa cum este. Și oricum ai cataloga-o perfect sau imperfect, n-ai ce să faci. Pentru că este deja așa cum este. Așadar, întregul. Întregul este întreg și complet. Și asta este tot ceea ce este, ca fiind tot ceea ce pare că se întâmplă. O completă și totală aparență, dacă vreți. Însă, și asta este într-un mod natural ceea ce este. Aceeași energie. Dacă vreți, asta, respirarea, auzirea, ascultarea, vorbirea, zumuirea aceasta, așezarea, bătăile inimii, circulația sângelui, mișcarea ploapelor, asta e tot și este într-un mod natural și organic unica realitate, sau să-i spunem realitatea naturală. Asta fiind ea însăși ceea ce este. Și asta include absolut tot ceea ce pare că se întâmplă. Când spun tot, mă refer la absolut tot. Nu este nimic care să nu apară în acest tot sau să nu fie acest tot. Indiferent de ce crezi tu că se întâmplă rău sau bine, este și el inclus în asta. Dacă vreți, include tot ceea ce se întâmplă viu și tot ceea ce nu se întâmplă. Sigur că da. Și asta este din nou întreg și complet. Nelimitat și necondiționat. Deci, acest subiect despre care vorbim în fiecare seară de vineri este și acela că nu există separare față de ceea ce este și ceea ce pare că se întâmplă. Nu e nimic afară de ceea ce pare că se întâmplă, nu e nimic ascuns sau că ar fi o realitate mai profundă. Asta e tot. Deci nu e nimic separat de ceea ce pare că se întâmplă. Un tu, un eu. Chiar uitându-mă la un prieten pe care îl stimez foarte mult, pe live, pe TikTok, a apărut un spiritualist de ăsta care spunea că întregul e o bulă, ca o bulă, și noi niște bule mai mici în acest întreg, care până la urmă se vor sparge. Și ei toți ceilalți dădeau din cap așa, da, unul aplauda. Dragii mei, aici se indică direct că aceasta este iluzia lui eu. Separarea nu va conduce niciodată la întregire sau la împlinire. Separarea este neîmplinire. Nu există nicio bulă, nici un eu, nici bulișoare mai mici sau bule mai mari, într-o bulă mai mare. Este doar acest nemărginit și necondiționat, infinit, a ceea ce este. Extrem de viu și extrem de simplu. Și eului pare că-i scapă asta. Și se poate vedea cum mulți au adoptat această chestie și spun că nu e nimic, nimic se întâmplă și de fapt dintr-o dată scot perle din astea în care se evidențiază separarea trăită ca și sentiment interior.
Nu e foarte greu de observat asta, dragii mei. Atenția voastră trebuie să fie extrem de vie în ceea ce este și de asta indic mereu pe durata acestui mesaj să lăsați totul și să fiți atenți. Pentru că ceva se transmite dincolo de cuvinte când ne vedem așa live. Și nu încercați să înțelegeți sau să memorați. De asta ne vedem în fiecare vineri aici, pentru această transmisiune, dacă vreți, energetică. Nu de aici acolo. O transmisiune energetică a întregului către sine însuși, către întreg. Arzând aceste iluzii are unor eul sau persoane sau bule mai mici care cică fac parte din acest întreg. Nu există separare. Energia separării este energia schizofrenică a lui eu și este o iluzie. Și aici vorbim despre ce spunea și Nisargadatta Maharaj, despre acel sentiment energetic eu sunt. Însă acest sentiment este iluzoriu. Nici el nu există, acest eu sunt, pentru că vine în urma unui gând, a unei credințe preluate de la alții. Experiența sa este eu sunt separat, eu sunt ceva pe barba mea. Adică eu am o existență autonomă și sunt liber și pot să fac ce vreau. Sau sunt sau se presupune că aș putea să fac tot ceea ce vreau. Am liber arbitru, pot să aleg lucruri și am nevoie. Deci eul, da, eul are nevoie să aleagă. Pentru că este fondat pe lipsă. Și de aici se naște nevoia de a avea ceva, obține ceva, făcând aparentele fapte, acumulând cunoștințe, bunuri, etc., pentru a acoperi acea lipsă. Asta este irealitatea personală. Faptul că eu poate acționa, referindu-se aici în mod direct, că apare și această presupusă identificare cu corpul. E de ceată această energie contractată la nivel de corp. Energia lui eu, care generează și identificarea cu corpul. Și eul are nevoie tot timpul să acționeze și să facă ceva. Când? În timp. Pentru a se simți împlinit. Când? După ce termină ce are de făcut. Deci niciodată acum. Cândva? Undeva? Acum nu. Acum are de învățat, are de ascultat, de practicat. Acum e mereu nasol. Binele va fi după ce termină treaba. Asta e tensiune, asta e frustrare. Și asta se vede pe fața fiecărui corp. Și eu nu spun ca și cum ar fi ceva rău. Nu există drept de alegere și nici timp, și asta e dovedit științific, și nimeni nu are ce să facă în legătură cu asta. Este ceva energetic, dragii mei, nu are legătură cu ce credințe are fiecare în cap. Și apar tot felul de condiționări. Eu trebuie să trăiesc o viață bună, trebuie să fiu bun, trebuie să fiu conștient, trebuie să fiu prezent. Eu trebuie să accept lucrurile așa cum sunt. Tot felul de restricții, de condiționări și limitări care încep cu eu. De fapt, eul este rădăcina tuturor problemelor. Deci în această realitate personală, iluzorie, apare căutarea asta spirituală care pare să mâne corpul în diferite activități. Pentru că se naște această nevoie care se naște, cum spuneam, din lipsă, să-i spunem interioară. Am nevoie să găsesc ceva
altceva decât ceea ce este. Și bineînțeles că aici are loc suferința, neîmplinirea și insatisfacția a momentului viu și devine permanent. Deci persoana spune că ceea ce se întâmplă nu e de ajuns. Niciodată nu e de ajuns ceea ce este pentru persoana eu. Și aici apare și religia care îți spune să faci rai din ce ai. Spunându-ți clar că asta e tot și că n-ai ce să faci. Fă rai din ce ai deja. Sigur, dualistic vorbind și aberant, însă, până la urmă, ortodox exprimându-mă, asta, ceea ce pare că se întâmplă, este Dumnezeu. Sau darul lui Dumnezeu. Eul, persoana, tu, spui mereu sau spune mereu că nu e bine. Deci neagă darul divin. Și spui că știi tu mai bine că va fi bine altă dată după ce termin tu ce ai de făcut. Astfel se neagă darul divin. Iar această negare a lui Dumnezeu naște frica la nivel de sistem funcțional uman. Anxietate, depresie, atacuri de panică. Deci, din prisma acestui mesaj, a ceea ce se transmite de aici, tot ceea ce face acest eu, tot ceea ce se face din poziția lui eu sunt, este absolut inutil și degeaba. Este o misiune imposibilă, dacă vreți. Persoana este aflată permanent într-o misiune imposibilă. Aceea de a se împlini pe sine. Deci toate lucrurile pe care persoana crede că ar trebui să le obține, fie că vorbim de iluminare, de liniște sau de pace, nu există cu adevărat pentru persoană. Sunt doar imaginate. Trăite în visul de a fi cineva, de a fi un eu, o persoană unicată și specială. E extrem de simplu, dragii mei. Și aceste lucruri sunt imaginate pe ce bază? Pe baza memoriei, a ceea ce au văzut și au auzit la alții. Iată din nou această energie moartă, să-i spunem, a lui eu, care funcționează în timp și timpul nu există. Este atât de evident. Și deci ceea ce se spune aici este că toată narațiunea asta a împlinirii și a neîmplinirii, a iluminării sau neiluminării, a fericirii sau a nefericirii, face parte din acest vis numit viața mea. Este o narațiune, o poveste artificială, bazată pe copiere. Nimeni nu are nevoie de împlinire. Nu există cineva. Și nu există cineva care să fie neîmplinit. E doar un vis, o iluzie. Doar gândul. Și cum acest neîmplinit eu este o iluzie, cum nu are niciun fel de substanță și vom vedea asta împreună după ce termin introducerea, vedem prin experiență directă, da? Că nu există acest eu sau eu sunt și se lasă liniștea, rămâne doar liniștea care era deja. Așadar, fiind o iluzie, fiind de real, fiind doar un gând, nu există posibilitatea de a-l învăța pe acel eu ceva despre ceea ce este. Nu vede, nu are cum. El funcționează în timp. Pentru el trecutul este extrem de important și viitorul este și mai important. Ceea ce este aici nu este niciodată văzut. Dar chiar prin acest proces al memoriei și imaginației,
este indirect refuzat acest viu al vieții. Sigur că apar aparentele probleme. Este pur și simplu imposibil să spun ție sau să vă spun vouă sau oricui ce să faceți și cum să faceți pentru a deveni împliniți. Este și asta o parte tot a visului. De-aia toate învățăturile astea spirituale și nu numai, toate metodele, toate practicile continuă permanent. Nu conduc la nimic. Sunt un proces nesfârșit. Nu ajung la o finalitate. La ceea ce-ți promit, de fapt. Ți se spune, a, trebuie să practici zeci de ani, sute de ani. O să fii bine într-o viață viitoare. Și aberații de acest gen. Toate astea sunt pur și simplu inutile. Toate procesele astea. Totul este deja Dumnezeu. Asta e tot. Asta e mesajul. Și astăzi am fost un pic mai tranșant și voi fi și probabil un răspunsul. Așadar, am să închei înregistrarea. Și rețineți un aspect. Nu există timp, nu există separare. Deci nu există o persoană identitară eu. Este doar ceea ce este. Aparent niște corpuri privindu-se, ascultându-se, vorbindu-și. Și atât. Și asta se vede clar în lipsa oricărui gând. De-aia și Iisus spunea, doar în pacea minții tale vei auzi glasul lui Dumnezeu. Dacă mintea este goală, orice formă gând începe cu eu. Orice gând duce la separare. Și în lipsa oricărui gând, cum vă întreb de fiecare dată, cine ești tu? Fără să-ți folosești limbajul, fără să apelezi la gânduri. Ce se întâmplă acolo? Excepțional. Dacă sunt întrebări, mi le puteți pune pe chat sau prin microfon. Acordați-mi 3 minute să-mi refac setările și vedem ce este, stăm în liniște sau ne fundăm în investigare, ne jucăm. Pentru că orice poate apărea, fiind deja libertate totală. Că lăsăm noi lucrurile să fie așa cum sunt. Apare o realizare că nu e nimeni care să lase lucrurile să se întâmple. Pentru că acestea s-au întâmplat deja. Și se întâmplă oricum. Fără să lași tu ceva să se întâmple. Când apare această realizare, vine la pachet cu relaxare profundă în corp. Căci în lipsa gândurilor, corpul ăla nu cade de pe canapea, inima nu încetează din bătăi, respirația nu se oprește, ba mai mult decât atât. Aceste procese vii au loc într-un mod mult mai benefic, să spun, față de momentul în care acea energie contractată se manifestă în corp, generată și susținută de iluzia separării, care începe cu credința eu sunt. Dați-mi 3 minute să-mi refac setările și vedem ce este în continuare.